munca mea presupune comunicare cu oameni foarte diferiți. Săraci mai avuți, sănătoși și bolnavi, oameni de toate vârstele și etniile. Am văzut multă disperare, umilință și încălcări. Rolul meu de fiecare dată a fost să mă asigur că, indiferent de statutul omului, acesta are parte de drepturi și o justiție corectă. De la independența țării noastre, trăim lupte în care politicienii se ceartă, iar noi pierdem constant. Ei se bat, ne fură și ne dezbină prin politic. Trăim timpuri atât de dificile încât nu mai putem sta deoparte să ne plângem de milă și neputință. E timpul când profesori, medici, juriști, ingineri buni vor deveni deputați. Am acceptat propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate de a candida în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia mea este responsabilă și matură, dictată de necesitatea de a lucra pentru oameni. Mă lansez în politică pentru oameni și viitorul lor. Sunt ferm convinsă că putem trăi demn și bine la noi acasă. Sunt Ana Racu și muncesc de peste 20 de ani în apărarea drepturilor omului la nivel național și internațional. Mă lansez în politică pentru oameni și viitorul lor. Pornim vremuri bune, vremuri bune pentru respectarea drepturilor omului în țara asta.